Salutare, dragilor! Și bine ați venit la un TikTok și trebuie să vă zic că este ultimul TikTok pe anul ăsta, doar dacă nu-mi tună cumva să fac și prin decembrie un TikTok, dar ăla o să fie tematic. În rest, este cam ultimul TikTok pe anul ăsta și se pare incredibil că am ajuns la finalul anului, dar m-am gândit să încheiem așa cu un clip pe care vreau să-l fac de mult timp și vine cumva inspirat de una din întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului când vorbeam despre eleganță, când vorbeam despre lucruri din astea pe care le fac femeile mai mult sau mai puțin bine și era vorba despre confort, despre comoditate, despre delăsare în egală măsură și despre de ce au ajuns femeile să facă lucrurile astea și m-am gândit că am putea să ne luăm o cafea, în cazul meu, un ceai, ceva de băut, orice-o fi, și să povestim puțin despre treaba asta, pentru că eu cred că există o explicație pentru care am ajuns în punctul ăsta ca femei sau ca umanitate, dacă vreți, că nu numai femeile fac lucrurile astea, dar vă vorbesc strict de femei că, na, sunt femeie și știu mai bine și în egală măsură și sunteți mai majoritare femei aici și ne confruntăm cu probleme de femei. Dar cu întreaga umanitate, cred că are o problemă la capitolul ăsta și mă refer aici strict la partea asta de confort și la partea asta de unde a pornit toată ideea asta cu hai să fie totul comod, hai să nu mă strângă nimic, hai să nu mă deranjeze nimic, hai să nu mă jeneze nimic. Am ajuns din punctul ăsta în care femeile erau încorsetate și aveau rochile alea super alambicate și era cumva așteptat de la ele ca în funcție de statutul lor să arate asta prin felul în care arată, la asta așa, la o imagine din asta foarte delasată și foarte comodă, cum ar zice unii. Chiar vă ziceam recent că am alergie, efectiv, deja am început să mi se facă greață de cuvântul comod și de cuvântul lejer, pentru că nu mai pot, și de derivatelor lor, desigur, pentru că nu mai pot. În opinia mea am ajuns să justificăm delăsarea, nepăsarea, lenea, jegul în esență prin comoditate și lejeritate. Din punctul meu de vedere, din ce am studiat eu până acum și la facultate și la în viață și multe alte locuri și când am studiat despre modă și așa mai departe, comoditatea și lejeritatea nu au treabă cu delăsarea. Adică nu trebuie să punem un semn de egal între comoditate și delăsare. Că a fi delăsătoare ca femeie și a fi neîngrijită ca femeie nu înseamnă să fii comodă, da? Repet, o chestie pe care am auzit-o undeva, am auzit-o la cineva, nu știu exact să vă zic la cine, dar țin minte că mi s-a zis cumva și în facultate când venea vorba de comoditate, ne-a zis un profesor tot așa, comoditatea vine din exercițiu. Adică cu cât exersezi mai mult un lucru, cu cât faci mai mult un lucru, cu atât îți este mai comod, îți intră în reflex și îți este mai la îndemână să-l faci. De acolo vine comoditatea. Comoditatea nu înseamnă să renunți la orice doar pentru că ți-e lene să pui o haină ca lumea pe tine, doar pentru că ți-e lene să te speli pe cap, doar pentru că ți-e lene să-ți faci unghiile și așa mai departe. Adică comoditatea nu înseamnă lipsă de interes, da? Și cum ziceam, de lăsare. Priviți-o așa, este ca atunci când mergi pe bicicletă. Prima dată îți este sau pe role, sau pe patine, sau nu știu, când dobândești un skill nou. Prima dată ți este foarte greu, chiar imposibil, îți vine să te lași de fiecare dată când încerci să faci lucrul ăla. Pe măsură ce îl exersezi, pe măsură ce îți dai interesul tot mai tare și tot mai tare, îți intră în reflex, da? Toată lumea care a învățat să meargă pe bicicletă, că de aia se spune că dacă ai învățat odată să mergi pe bicicletă, nu uiți niciodată. Și asta pentru că creierul tău magazinează statutul ăla de a merge pe bicicletă sau informația aia de a merge pe bicicletă, o magazinează și o ține minte, o ține acolo, îi intră în reflex și face chestia aia. Când te urca pe bicicletă, îți intră în reflex. Așa e cu comoditatea. Comoditatea nu este ceva ce te încurcă, ci comoditatea vine din exercițiu. Și extrapolând puțin și venind la femeile noastre care ajung în punctul în care nu se spală pe cap, nu se îngrijesc, nu se aranjează, pentru că le este mai ușor și mai comod așa, nu, aia nu este comoditate, aia este de lăsare, aia este chiar nesimțire din partea unora și este lene, da? Aia nu este comoditate. Comoditatea este atunci când dimineața te duci la baie, te speli și după aceea te duci, te machiezi și te aranjezi și o faci din reflex. Adică te trezești după jumătate de oră, te uiți la tine după jumătate de oră și dai eu cum m-am machiat. Da? Aia e comoditate. Da? Și orice lucru pe care îl faci în viața asta, la un moment dat, și dacă nu-ți place lucrul ăla, tot exersându-l și tot exersându-l îți intră în reflex. Și bineînțeles, cu cât îl exersezi mai mult, cu atât devii mai bun la lucrul ăla. Iarăși am văzut foarte multe persoane că justifică această lipsă de delăsare și lipsă de preocupare față de sine, o justifică prin ideea că eu nu sunt bună să mă machiez, eu nu sunt bună să-mi fac părul, eu nu știu să mă fac părul. Nu, este vorba de exercițiu, cu cât exersezi mai mult, cu atât vei învăța. Și este vorba de interesul pe care vrei să-l acorzi. Și ca paranteză, eu nu cred că în ziua de astăzi, cu excepția câtorva domenii foarte importante, cum ar fi medicina, arhitectura, poate ingineria, poate foarte multe alte chestii din astea care sunt vitale nouă, nu cred că mai putem pune ideea nu sunt bună la așa ceva. Da, ok, poate nu ești bună, poate nu excelezi, poate nu ești cel mai bun din domeniul respectiv, dar asta nu înseamnă că nu poți dezvolta un skill sau nu poți să înveți ceva nou, chiar dacă nu ești bun la ceva, da? Că au avut tot timpul chestia asta, vai, dar eu nu știu să gătesc, eu sunt dezastru la gătit. Da, ai încercat? A, da, am încercat odată și am ars ouăle. Păi, ok, și ce ai învățat din procesul ăsta? Adică este un proces continuu pe care trebuie să-l îmbunătățești pe măsură ce tot faci pași, tot încerci, că așa a învățat toată lumea să gătească, dacă stăm să ne gândim, da? Tot arzând mâncarea și tot făcând lucruri, am îmbunătățit, da? Păi ce am făcut dacă am ars ouăle? Păi le-am lăsat prea mult pe aragaz, am dat focul prea tare, a fost uleiul prea încins, nu știu, le-am lăsat, am uitat de ele pe aragaz. Ei, ia data viitoare când mai încerc să fac ouă, ia să nu mai dau focul atât de tare, să stau lângă ele, da? Să fiu acolo prezentă, să nu mă uit cu ochii în pereți sau să fac altceva, da? Ca să uit de ele și așa mai departe. Și corectezi din greșelile pe care le-ai făcut, le corectezi pe parcurs și uite așa ajungi să devii bun sau cât de cât să ai un skill în domeniul ăla. Că nu trebuie să fim toți make-up artiști și nu trebuie să fim toți stiliști, hair stiliști, da? Nu, nu trebuie, dar cred că fiecare femeie, vorbind acum strict de femei, cred că fiecare femeie trebuie să aibă atâta skill dezvoltat încât să se poată descurca. Nu toată lumea trebuie să se tundă acasă ca mine, Doamne ferește, nu toată lumea trebuie să se vopsească acasă, dar toate femeile cred că trebuie să aibă skill-ul ăsta minim de a-și aplica un minim de machiaj, un minim de retuș, ca să spunem, ca să arate bine, să știe ce-i vine bine, ce-i se potrivește, ce culori se potrivesc, cum se aplică produsele și ce produse să aplice efectiv și cum să-și facă părul, măcar la nivel minim, astfel încât să apară îngrijită. Deci orice femeie trebuie să aibă skill-urile astea dezvoltate, măcar până în punctul ăla, da? Nu trebuie să fim toate hairstyliști și make-up artiști, cum ziceam. Dar trebuie să avem skill-urile alea dezvoltate. Apoi, vine chestia asta cu îmbrăcatul comod. Băi, deci eu mor. Știți bine, dacă mă știți de mai mult timp și mă știți că eu am o problemă cu îmbrăcatul comod, că suntem în era în care nimic nu trebuie să strângă, nimic nu trebuie să ne atingă pielea, nimic nu trebuie. Cred că mai avem un pic să ajungem să umblăm dezbrăcați, efectiv, all nude pe stradă, pentru că ne deranjează totuși și trebuie să fie comod, știți? Și nici aia nu o să ne fie comod la un moment dat. Dacă e să ne uităm puțin de unde vine trendul ăsta, pentru că eu am stat și m-am gândit și am analizat puțin de unde vine toată ideea asta, de unde vine tot trendul ăsta sociologic, ca să spunem așa. Dacă ne uităm puțin în urmă, pe la anii 80, că puteți să spuneți ce vreți voi, dar în anii 80 toate femeile se îngrijau. Deci inclusiv la țară femeile aveau grijă de ele cât de cât să fie aranjate. Nu erau ele coafate, nu erau machiate, nu erau nu știu ce, dar în anii 80 toată lumea încerca să aibă grijă puțin de ele. Asta pentru că în anii 80 s-a întâmplat un scurt circuit în materie de mentalitatea oamenilor și anume de ideea că dacă muncești mult, vei fi răsplătit pentru munca ta și vei progresa. Și a fost o eră în care treaba asta a funcționat foarte, foarte bine și atunci oamenii s-au muncit efectiv până la epuizare, lucru care a continuat în anii 90 și cumva continuă și în zilele noastre și vedem rămășițe ale acestor tipare de gândire chiar și în zilele noastre. Avem acei oameni care trebuie să muncească non-stop, că dacă ei nu sunt atașați de serviciu non-stop, ei nu au valoare, nu contează, nu există și așa mai departe, da? Ei, treaba asta cu anii 80, de unde a plecat mișcarea asta, din state bineînțeles că a plecat mișcarea asta și după aceea s-a propagat și pe la noi prin Europa, treaba asta a dus la o epuizare cumva fizică a oamenilor. Și fiind epuizat fizic, da, pentru că ești constant la muncă și muncești non-stop, muncești aproape 24 din 24, au apărut toate gadgeturile astea care efectiv ne țin legați de muncă non-stop, oamenii au început să taie de în alte părți ca să se odihnească. Practic, involuntar, creierul lor le-a cerut, bă, taie, fă ceva, taie din anumite puncte, da? Scurtează drumul către job, ca să spunem, astfel încât să mai las și mie timp să mă odihnesc, pentru că somnul a devenit din ce în ce mai precar, alimentația a devenit din ce în ce mai precară și așa mai departe. Toate lucrurile astea au devenit din ce în ce mai precare odată cu boom-ul ăsta al muncii, al epuizării oamenilor, pentru că fizic nu poți să le faci pe toate într-un ritm din ăsta dement, așa, în care să te distrugi. Bun, și pe lângă toate astea, deci odată avem epuizarea asta oamenilor, da, care sunt epuizați și sunt terminați, da, nu mai pot să le ducă pe toate, nu mai pot să le facă pe toate. Pe lângă asta avem explozia a ceea ce se numește pop culture, adică cultura pop, adică toate vedetele astea pe care le-am văzut din anii 90 încoace, da? Este o explozie, un boom al acestor vedete, devin mult mai vizibile, au mult mai multă notorietate ca până în anii 80, au o voce mult mai pregnantă asupra oamenilor, tot așa, pe ideea că s-au dezvoltat gadgeturile, device-urile și internetul și așa mai departe, sunt peste tot aceste vedete și sunt văzute, sunt luate drept model, dar ele ce fac? Ele funcționează pe același tipar ca oamenii de rând, adică și ele muncesc până la epuizare și ele filmează nopți întregi, zile întregi, luni întregi și după aia ajung să fie epuizate și în momentul în care ies din bulele astea ale lor, da? Din tot glamul ăsta care se întâmplă, din toate luminile, camerele, asistenții și așa mai departe, în momentul în care au ieșit din bula aia, oamenii ăștia, adică vedetele astea din cultura pop, au un aspect cumva total diferit și nu pentru că o fac intenționat, adică nu pentru că vor să arate diferit ca pe covorul roșu, nu neapărat de aia, ci pentru că pentru ei este epuizant, da? A devenit epuizantă munca, iar când nu sunt la muncă efectiv, pur și simplu vor să se relaxeze. Și de aici avem oameni ca Jennifer Lopez, nu știu, Mariah Carey și așa mai departe, pe care îi vedem cu cocul în cap, da, când nu sunt la filmări, în training, în nemachiat și așa mai departe, da? Adică le vedem pe toate vedetele astea care sunt foarte pregnante, le vedem nemachiate, în training, fără, nu știu, fără brizuri, fără bling-bling, fără multe chestii, fără accesorii, fără oameni, fără camere și așa mai departe pe lângă ele. Și a intrat în memoria oamenilor că dacă aia poate să fie așa, păi pot și eu, ceea ce este adevărat. Dacă aia poate să fie odată, nu știu, foarte glamuroasă, foarte aranjată, foarte alambicată, foarte stilizată și după aceea a doua zi poate să fie relaxată în training, da, poți și tu. Doar că diferența s-a făcut la faptul că oamenii au început să priceapă ideea asta de comoditate a vedetelor ca normal, ca curent, ca everyday thing, știți? Au început să perceapă lucrul ăsta ca fiind ceva ce trebuie să faci, adică, dar de ce să mă mai obosesc eu, să mă aranjez, să mă coafez, să nu știu ce. Deci ușor, ușor, pe la ideea de am o zi lejeră în care nu trebuie să-mi pun toate brizurile pe mine, de la chestia asta am ajuns în punctul în care totul trebuie să fie comod, să nu mă strângă mâneca asta, să nu stea lipită de mine, că nu... Nu pot să port o curică, nu. Am ajuns în punctul în care constant toată viața noastră este dominată de această idee de comoditate, da? Pe când la vedetele astea pe care le aveam ca exemplu, dar astea erau momente, da? Momente de respiro între toată nebunia aia care circulă pentru ei. Ei, toată chestia asta suprapusă pe epuizarea fizică a oamenilor vine și duce într-o comoditate generală, așa, vine și duce într-o lipsă de chef, vine și duce într-o delăsare generală, încât am ajuns în punctul în care ne este lene să ne spălăm pe cap. Da? Nu mai vorbim de alte aspecte, ne este lene să ne spălăm pe cap. De ce dau exemplu vedetele? De multe ori am auzit chestia asta, păi dacă Jennifer Lopez avea ieșit pe stradă într-un training și în Adidas și cu cocul aici în vârful capului, eu de ce n-aș putea? Da, dar Jennifer Lopez nu iese cu părul nespălat. Chiar dacă este într-o zi off, Jennifer Lopez nu iese fără un minim de machiaj, da? Și Jennifer Lopez nu iese cu un training care nu-i se potrivește, nu iese în trainingul lui Bărbasu, nu iese în trainingul lui Fisu, nu iese într-un training care nu-i se potrivește și nu e făcut pentru corpul ei și mai ales nu este un training murdar, da? Că de la a fi o zi, nu știu, o dată la câteva săptămâni, așa, și la a fi constant în traininguri boțite, în haine rupte, în haine degradate, murdară, slinoasă în cap și așa mai departe, e distanță, da? Deci asta vreau să spun. Pentru Jennifer Lopez este un moment de respiro în toată nebunia ei, da? Printre filmări, proiecte și așa mai departe. Pe când la noi a început să devină un standard de viață, un standard de normalitate. Pe lângă tot ce v-am zis eu cu inspirația asta de la vedete și așa mai departe, epuizarea fizică venită de la job și așa mai departe, noi mai avem și un background din ăsta foarte nenorocit venit din comunism, în care aveam apă cu țărâi, da? Adică apă caldă nu prea exista decât la țară, dacă puteai să ți-o încălzești tu pe foc, așa. Și lumină câte 2 ore pe zi, da? Deci noi venim și dintr-un background din ăsta foarte toxic, de care nu vrem să ne vindecăm, că mai avem, chiar auzeam oameni că am zi de spălat pe cap. Pardon? Cum adică să, încă la 30 de ani după Revoluție să ai zi de spălat pe cap? Adică o dată pe săptămână mă spăl pe cap. Facem economie la apă, adică noi încă facem economie la apă, încă facem economie la curent și nu ne călcăm hainele și așa mai departe. Degeaba încercăm noi să avem branduri pe noi și degeaba încercăm noi să fim extraordinari, degeaba încercăm să fim influencer, degeaba încercăm să fim vedete, că toată lumea ziua de astăzi vrea să fie influencer sau vedetă. Da? Degeaba vrem să fim toate lucrurile astea. Pentru că dacă nu ai igiena de bază, nu te-ai spălat pe cap, nu te-ai spălat pe dinți, nu ți-ai schimbat lenjeria intimă, n-ai haine curate pe tine, n-ai făcut nimic, da? Când tu îți reciclezi lenjeria intimă, nu e ok. Fără să o speli înainte, da? Nu e ok. Deci noi avem discuții încă la, repet, la 30 de ani după comunism, în secolul 21, noi avem încă discuții despre spălatul pe cap. Vai nu, eu nu mă spăl pe cap pentru că, așa, mergem și facem campanii publicitare. Am văzut multe fete de la noi, din România, care sunt frumoase de felul lor, băi, de, se duc și fac campanii publicitare slinoase în cap, pentru că ele n-au timp să se spele. Nu, eu scuz că nu ai timp, îți ia fix 5 minute să te speli pe cap și să-l suci. Mie atâta mea. Mie atâta mea. 5 minute. Dacă mie 5 minute, hai că uneia care are un păr mai dificil poate să ia 10 minute. Cred că poți să rupi 10 minute de undeva, mai ales când faci campanie publicitară plătită, să te speli pe cap. Nu mă interesează că există trucuri, artificii, batist, nu știu ce. Nu. Alea sunt chestii de casă, da? Poți să folosești batist când stai efectiv acasă și da, poate ai o zi din asta în care, bă, n-ai chef, n-ai chef, că știu, am zilele mele în care n-am chef, da? Dar în zilele alea nu intru nici pe internet, nu mai intru, că mai aveam și eu, dar adică nu sunt perfectă, știu că am avut și eu zilele mele, dar în zilele alea nu mai intru pe internet și da, atunci folosesc batist, da? Când sar ziua de spălat pe cap. Și e ok, poți să ai o zi la, nu știu, 2 săptămâni, când, bă, vrei să stai efectiv să fii așa, plantă. Uite așa, să stai și să nu... totul să atârne pe tine și să nu te deranjeze nimic. Înțeleg, este o formă a ta de a te destresa și de a-ți da reset. Este ok, dar măcar să fie curate și dușul ăla zilnic. Noi confundăm confortul cu lenea. Da? Ne este lene. Îmi este lene să mă spăl pe cap. Îmi este lene să mă machiez. Îmi este lene să mă îmbrac ca lumea. Da? Este o mare diferență. Asta nu-i confort. Da? E lene și de lăsare. Nu-i confort. Noi nu suntem în poziția aia în care suntem atât de epuizați de camere, de machiaj, de glam, de toate cele, încât să ne permitem luxul de asta chiar nespălate. Nu. Nu. Deci, nu. Este o mare diferență. Și vă mai zic o chestie. De la VTT, de regulă se așteaptă să fie excentrice, să fie over the top, spun americanii, da? Să fie tot timpul wow, să fie tot timpul la superlativ. Iar asta este epuizant, da? Și psihic, și fizic, și din toate punctele de vedere este epuizant. Și atunci, normal că oamenii ăia au zile din astea în care îi vezi în niște pantaloni de training și... Că și vedetele alea. Apropo, că mi-a venit acum în minte o imagine cu un actor foarte celebru care a ieșit pe stradă nebărbierit, tot așa, slinos în cap. Și ele, în momentul în care chiar sunt neîngrijite și de lăsate, sunt trase la răspundere și, bă, stai un pic, tot așa, da? De la faptul că e slinos și nebărbierit de 3 săptămâni și neîngrijit și, da? Și la ei nu se vede bine. Dar noi nu ne mai uităm la partea aia, că nu se vede bine și că sunt criticați și sunt trași la răspundere pentru chestia asta. Noi ne uităm doar la fapt, a, păi dacă Jennifer Lopez are cocul în vârful capului, înseamnă că pot să ieși și eu tot timpul cu cocul în vârful capului. Nu, nu, nu. Nu, nu. E o mare diferență, da? De situații și de problemă. Iar, repet, ca să fie comod ceva, trebuie să exersezi, da? Ca să-ți vină natural și comod să te machiezi în fiecare zi, trebuie să o faci constant o perioadă, chiar dacă asta ți se pare că ți ia din timp, că trebuie să tai 10 minute din somn, că nu știu ce, v-am zis, apropo de asta cu somnul, v-am spus că am avut replica asta, am primit odată replica asta foarte cinică, așa, la serviciu, când îmi zicea cineva: vai, dar ce îmi place de tine că tu tot timpul vii așa aranjată și drăguță și cochetă și elegantă și coafată și machiată și așa de frumos și mie mi-ar plăcea, da? Dar nu pot. Și zic, de ce nu poți? Pentru că trebuie să dorm. Ca după aia tot ea să-mi zică, păi da, da, eu mă culc la 2 noaptea și la 7 când sună ceasul, mi-este foarte greu să mă... Nu, aia nu este nu pot, aia este irresponsabilitate. Aia nu e nu pot, aia este lipsă de asumare a rolului pe care l-ai în viață, da? Nu este nu pot. Pentru că poți mai bine să te culci la ora 12, nu zic la 9, ca găinile, da? Poți foarte bine să te culci la ora 12, să te trezești la 6:30, în jumătate de oră să ai deja exercițiul ăla de a te aranja, discret, cât de cât puțin, și să-ți faci treaba, da? Și să ieși și de acolo să pleci. Nu pot să mă machiez, nu pot să îmi aranjez părul, să mă coafez. Zilele trecute auzeam pe cineva zicând pe Insta Stories că o vedetă de la noi, destul de măricuță, mă rog, populară printre puști, asta e mai rău că e și populară printre ăștia tineri care sunt ușor de influențat, care zicea, și de-aia îmi pun mâna în cap că nu mai pot, că ea nu se poate spăla pe cap acasă, pentru că n-a fost niciodată capabilă să se spele acasă și trebuie să se ducă la coafor. Dar că nu are timp să se ducă în fiecare săptămână să se speli. Da. Adică tu acasă nu ești capabilă să faci chestia asta, dar nici dacă vrei să outsource, adică să iei din exterior treaba asta, să te ajute cineva, nu ești capabilă să intri într-un ritm. Adică, ok, bun, nu ești capabilă să-ți faci tu unghiile, te duci la manicură, dar te ții tren de treaba asta. Nu-ți faci manicură la 6 săptămâni ca să se vadă unghia crescut. Și iarăși, nu am timp sau nu pot să ajung mai devreme de 6 săptămâni, nu e o scuză. În ziua de astăzi sunt foarte multe esteticiene și foarte multe fete și chiar și chiar și cele care fac întreținere corporală vin la domiciliu. Se cară femeile alea și oamenii ăia, se cară cu o întreagă aparatură, după cu un întreg contraption, se trage jumătate de salon, se cară după ei și se duc la clienți acasă. Dacă tu nu ești capabil să le faci și vrei să le faci în exteriorul casei tale, să spunem, păi ai grijă să le faci cum trebuie. Că, repet, să te duci la manicură la 6 săptămâni și să stai 6 săptămâni cu unghiile alea crescute atâta, nu, nu e o explicație. Nu, mai bine fă-ți manicură acasă, din 2 în 2 săptămâni. Învață să ți-o faci acasă, dacă nu poți să te duci din 2 în 2 săptămâni la salon, da? Sau dacă nu poți să o aduci pe fata aia la tine, din 2 în 2 săptămâni, da? Că iarăși, apropo de asta cu neîngrijitul și de așa, nu cred că a văzut cineva pe Jennifer Lopez cu cocul ăla slinos, să fie slinos, decât dacă a vrut ea să-și pună ulei în păr, că da, ăla e un look, iarăși, altceva. Și nu cred că a văzut-o cineva pe Jennifer Lopez cu unghiile crescute atâta. Deci nu cred. N-ai cum. Nu există. Da? Și de aia, dacă tu nu poți să le faci acasă, înseamnă că poți să te duci să le faci în exteriorul casei tale. Păi ai grijă ca lucrurile alea în exteriorul casei să fie făcute la timp. Da? Ai grijă să te... Chiar o idee foarte bună pe care am auzit-o de la un tip care dădea lecții de eleganță pentru bărbați și la fel, și în cazul bărbaților, ci că e o mare problemă cu dușul, cu spălatul. Am rămas șocată de treaba asta. Și ca reguli de bază pentru bărbați le spune așa: numărul 1, fă duș, numărul 2, ia naibii niște haine curate pe tine, bărbierește-te, da? Și dă-ți cu un parfum. Și ai grijă ca hainele alea să fie și ele călcate. Astea erau principalele chestii, da? Și le mai spunea bărbaților că este foarte important, și sunt de acord, sunt total de acord cu chestia asta și în cazul femeilor și în cazul bărbaților, să ai părul tuns la timp, să fie aranjat, da, părul. Și el spunea felul următor: fă un efort și plătește-ți frizerul, barbershop-ul sau unde te duce tu să te tunzi, plătește-l pe un an înainte în avans. Da? Sau pe 6 luni, sau pe 3 luni, sau nu știu, în funcție de frecvența cu care te tunzi tu, în care e frecvența ta normală. Plătește-l în avans, nu știu, plătește 4-5 tunsori înainte, plătește-le înainte și vei fi mult mai atras de ideea de a te duce și de a respecta programarea aia și de a te duce efectiv să-ți te tunzi la timp, dacă lucrurile astea sunt deja plătite și dacă lucrurile astea sunt deja aranjate din timp. Vorbește cu frizerul tău, plătește-i 10 tunsori în avans și ele vor fi și programate și știi că din 2 în 2 săptămâni, că sunt bărbați care se tun din 2 în 2 săptămâni pentru că le crește repede părul și vor să-și mențină aceeași freză constant și mi se pare de lăudat chestia asta. Din 2 în 2 săptămâni tu ai tunsoarea plătită și te duci și știi că e programată la ora de, te duci și te... prezenți acolo. Așa se fac lucrurile dacă vrei să ai prestanță, pentru că niciodată nu vei putea avea prestanță și nu te vei putea impune în fața nimănui dacă tu te duci cu părul slinos, dacă tu te duci cu unghiile crescute, dacă te duci nemachiată sau cumva cu machiaj scurs sau nu știu, făcut într-un fel în care să nu-ți vină bine. Știți? Nu spun că toată lumea trebuie să se machieze, dar înțelegeți ce vreau să zic, adică să dai impresia că, bă, te îngrijești. Atenția care se denotă că ți-o acorzi înseamnă respectul de sine. Și am învățat chestia asta destul de repede. Și mi-am dat seama că întotdeauna oamenii care și-au acordat un pic de atenție, minimul de atenție, se respectă mai mult decât aia care spun: a, trebuie să fie cu mult, dar pe mine mă deranjează tot, nu-mi place nimic. Da? Apropo de asta, am un clip făcut acum ceva timp despre eleganța acasă, tot așa, pe care multe l-au interpretat prost, pentru că așa au vrut să-l interpreteze, în care vă spun despre faptul că, bă, e ok comoditatea asta și vorbim despre faptul că e ok comoditatea asta, dar stai un pic că și comoditatea asta adusă în extrem acasă strică. Și vă las cu clipul ăla ca să completez cumva clipul ăsta, pentru că ar fi foarte mult de discutat pe tema asta și chiar vă aștept în comentarii părerile și să-mi spuneți voi ce părere aveți despre treaba asta. Și mai ales cum am putea să rezolvăm problemele astfel încât să fie comod, da? Astfel încât să fie comod, pentru că înțeleg nevoia de comoditate a oamenilor, dar în egală măsură să și scăpăm de aspectul ăla de păr slinos, neîngrijit, netuns, pe care îl avem. Bun, mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, veniți pe Instagram că vă țin la curent cu ce se întâmplă în decembrie, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ceau!